mă bucur. Sper să vă placă și în seara asta. Bună seara, vă spun tuturor. Sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră și mai ales pentru copii o seară de neuitat, așa cum a fost și cea de aseară, de la Și o să începem această seară minunată cu premierea cuplurilor care au făcut în anul 2023 50 de ani de căsătorie, după care vom face premierea a unor talentate fetițe de la școala de gimnastică din Deva. Și poate vă întrebați de ce premiem școala de la Deva. O premiem pentru că una dintre fetițe care a luat locul 3 la Olimpiada Națională este de la noi din comună și o să o cunoașteți imediat. După care o să aveți și o să avem împreună numai surprize. Prima dată să mulțumim Bunului Dumnezeu că a făcut posibilă să putem face și să putem organiza și această sărbare frumoasă din această seară, pentru că încărcați căile Domnului, nu știu dacă știți, este faimoasa ordonanță de urgență care nu ne prea lasă să facem cheltuieli chiar și cu asemenea evenimente. Dar noi am anticipat tot ceea ce a fost și ne-am descurcat și de această dată. Am să invit în scenă două familii, pe Valerica și Gheorghe Petean. Doamna Ana și Vasile Chiorian. Hai, Iuli, hai, Iuli, sus, să mă ajut. Ajunge și noi. Sunt două familii deosebite, le cunosc foarte bine pe ambele familii și cred că așa cum le cunosc eu, le cunoașteți și dumneavoastră. Sunt familii care ne fac cinste și sunt familii deosebite care pentru noi toți și chiar și pentru mine personal sunt un model de viață. Să știți că v-am adus pe scenă să vă vadă întreaga comunitatea, dar în special să vă vadă acești frumoși copii, pentru că să fiți un exemplu pentru ei. 50 de ani, aproape copiii când ori au zi, li se pare foarte mult, dar 50 de ani de căsătorie, de viață sunt foarte mult, dar să ai 50 de ani de căsătorie, să conviețuiești cu alesul și aleasa inimii de la 20 de ani până la 75 de ani este un lucru mare, lucru pe care cred că de aici încolo, cu păcat spun, cred că se va întâmpla tot mai rar, pentru că viața este așa cum este și noi nu mai suntem așa toleranți cum ați fost dumneavoastră. Gheorghe, te rog frumos să spui ceva la tinerii ăștia, că ești singurul bărbat de aici, tine. Așa, cum s-a putut ajunge la acest frumos eveniment, la această frumoasă aniversare? Așa, două, trei cuvinte, transmite ceva tinerilor. Bună seara! Ce să spun? Viața e un program. De cine ne-am luat, s-am dus-o. Și mai bine, și mai rău. Așa e viața în ziua de astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu că până în prezent suntem așa, nici sănătoși, nici prea bine. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim frumos. Și pentru asta, întreaga comunitate
Consiliul Local, împreună cu mine, vă decernăm o diplomă de excelență la aniversarea celor 50 de ani de căsătorie și un mic pliculeț să vă luați ceva de Crăciun care să vă aducă aminte de noi și toate cele bune vă doresc. Aici este o diplomă frumoasă, o diplomă trudită, aș zice eu, trudită. Să ne trăiți! Încă o dată vă mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem cu bine. Doamne ajută, sărbători fericite! Mulțumim mult! Și să duceți o viață fericită și împlinită, cum am fost și noi. Mulțumim, mamă! Mulțumim! Și dacă am zis că, într-adevăr, acea diplomă este trudită, iată că putem să zicem că este seara truzilor, pentru că alte trei diplome foarte trudite o să mănesc în această seară. Și am să invit în scenă pe Groza Anca, Dumitru Laris și Caliman Sian. Vă rog să le aplaudați. Așa cum v-am spus, fetele sunt la școala de gimnastică din Deva, iar Anca este fetița noastră. Din partea Consiliului Local, al meu personal, pentru întreaga voastră activitate, pentru truda voastră și să știi, Anca, că o să dezvălui aici, tati mi-a arătat niște poze cu genunchii tăi, cu mânuțele tale, aceste fete, ca să ajungă la această performanță, lucrează zi și noapte, nu au viață de familie, nu au viață de copil. Încă o dată, din suflet, vă mulțumesc, nu pentru că reprezentați Comuna Turani, pentru că faceți cinste României. Fetele, din câte știu, ați luat premiul 3 național și v-ați calificat la Olimpiada de la Europene, da? Internațională. Vă rog frumos să le aplaudați. Și am să dau citire. Diplomă de excelență se acordă domnișoarei Groza Anca pentru eforturile depuse, materializate prin rezultate deosebite în cadrul școlii de gimnastică LPS Cetate Deva, recunoscute de comunitatea în care Anca locuiește împreună cu părinții. Primar, Mănăilă Elena Daniela. Tot așa, o să transmitem această diplomă și domnișoarei Dumitru Larisa. Și domnișoarei Caliman Siana. Ia uite ce nume frumos!
pentru a vă îmbâna și dumneavoastră un buchet de flori, pentru că meritați. Și dacă tot am început cu florile, diplomă nu avem, dar flori meritați. Mulțumesc mult! Cred că flori din partea tuturor. Vă mulțumesc încă o dată, Doamne ajute și să fie o seară cât mai minunată! Să vedem o repriză. Aplauze, vă rog! Bună seara tuturor! Ce faceți, copii? Ați scris scrisoare la moșu? Da! Și vine moșu și la voi? Da! Deci ați fost cuminți? Bun Dumnezeu a venit să fie în această seară și aici. Hai, ce surpriză faină! Aplauze pentru copiii ăștia faini, ce faină că am companie, am urtat și am tovară și aici. V-ați rânduit casele? Ați făcut rânduială în casă? De sărbător? Încă se mai păstrează tradiția și aici. Oh,
mulțumim frumos! Așa că o las la departe să facă program. Mulțumesc!
Să mai zmoșim, noi să fim cu mință, să cântăm și frumos, poate punem și noi ceva. Stinge acele lumini din spate și rămâne astea. Așa se crede un moment așa magic, nu se poate așa? Nu se pot stinge acele lumini din spate. Așa. Și mai în față se pot stinge și mai? Și astea? Perfect. Iar voi de acolo, dacă vă face plăcere, să aprindeți toate luminițele la telefon. Să creăm un moment magic și să ne imaginăm așa cum stăm la focul sobei. Iar mama sau bunica sau bunicu ne povestește despre nașterea lui Iisus. Acele povești nemuritoare. Thank you.
foarte frumoși copii. Părinții bănesc că sunt toți în sală copiilor. Nu sunt! Păi copii singuri. Să ridice mâna părinții copiilor din față. Sunteți oameni binecuvântați, toți, oricum. Felicitări pentru minunățile astea care sunt aici. Doamne! Bun! Acum eu iau pâta. Vă știți ce urmează? Oare știți ce colind urmează? Dă-te un fel de... Ești aproape. Ești aproape, să știi. Hai că vedem. Yeah.
Strofa și voi refrenă. Și o să cânt. Nu trimis mama la capre, mă trimis mama la capre. Ia mă curca. Nu-i bai. Facem invers. Cântați voi strofa și răspund eu la refren. Nu trimis. Eu mă bucur că ați știut strofa. Aplauze pentru voi! Înainte de a cânta acest cântec, vreau să vă spun așa că că ne bucurăm de moșul și de tot ceea ce ne înconjoară în sărbătorile astea de Crăciun, de cei dragi, de păcate, de tot ce avem în acel moment. Să nu uităm că sărbătorile noastre a Duhului Sfânt, Iisus Hristos, Cel care la un moment dat se sacrifică ca să-L salveze pe noi din păcate. Să nu uităm de Domnul nostru. Să nu uităm că El este la ușă, acolo și bate. Noi nu trebuie să facem altceva decât să-i deschidem. Să deschidem ușa. Ușa de acasă, ușa sufletului. Că dacă îl avem aici, așa cum și El ne are pe noi, totul este perfect. Să-L chemăm pe Prăbuțul Sfânt la mine în masă. Să fie și în prezent acolo. Să-i facem pat în casa noastră. Să-L primim cu brațele deschise. Așa cum și El ne-a primit.
Călin pe care cu toții îl cunoaștem, cu el am crescut. Așa că să plecăm împreună cu toți. Eu sunt cel și sunt convinsă că nu mai începem, dacă voi deja știți. Sus, la sale, la ora e la mare,
Acest moment și această bucurie care, de care eu am avut parte, să știți că eu chiar mă bucur tare mult și a fost o plăcere și onoare să mă aflu aici, în această seară. Mulțumesc tuturor pentru răbdare, pentru prezență, sunteți minunați, vă iubesc! Eu îți mulțumesc, Paula, pentru faptul că ai acceptat să fii în seara asta în Tureni, la Căminul Cultural. Dacă înainte să începem spectacolul îți făceai, te vedeam că îți făceai griji cum o să cântăm cu copiii și ți-am spus că ne descurcăm foarte bine, eu știam ce am acasă. Așa că vă rog frumos să aplaudați și pe Paula și pe copii și din partea Comunei Tureni un buchet frumos de flori, așa ca și tine. Îți mulțumim frumos, îți mulțumim pentru faptul că existi și pentru că ești fică a poporului român, pentru că duci tradițiile mai departe, dar nu orice, deci tradițiile autentice de la mama lor de acasă. Te rog frumos să rămâi tot așa cum ești, frumoasă și cu un glas de excepție. De mult am vrut să mă întâlnesc cu tine, dar o întâmplare între mine și soțul tău a făcut posibilă această întâlnire în această seară. Îți mulțumesc din suflet și cu siguranță noi te vom mai invita și dacă îți va face plăcere, te rog să fii lângă noi la
următoarele evenimente pe care le vom organiza în comuna noastră. Îți mulțumim din suflet încă o dată. Eu mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. Vă rog să vă înarmați cu aplauze. Sunt copiii noștri. Hai, tare, 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 tare. Uitați cât de frumos, dacă sunt de mult, ne mândrim cu ei. Săptămână în acest cămin cultural fac eforturi deosebite pentru a face această reprezentație de 5-10 minute. Mulțumim și copiilor care în fiecare săptămână
lasă cartea deoparte, joaca și să prezintă pentru repetiții ca noi să putem să vă savurăm, să ne bucurăm de voi. Mulțumim frumos, dragi copii, și încă o dată vă rog să vă aplaudați. Mulțumim frumos, frumos, să rămâneți la fel de frumoși, să creșteți mari și în fiecare an, la fiecare sărbătoare, să ne îmbucurați, da? Mulțumim! Deci la final, te rog frumos să faci un pont. Cât poți, așa cât poți. Cât mai poți. Yeah.
Cultură nu era nici măcar un leu, nici înscris, nici cheltuit. Și m-am gândit ce să fac, ce să fac. Am întrebat pe toată lumea, ce tradiții au fost în Turen? Toată lumea îmi spunea, în Turen nu au fost tradiții, nu știa nimeni. Până la urmă am dat de veste că în cea numit în urmă cu 60 de ani era un ansamblu de dansuri populare care, ca și acești frumoși copii pe care îi vedeți pe scenă, luau toate premiile la nivel național.
M-am dus din casă în casă, am văzut și am mai reconstituit câteva perechi din cât au mai rămas din vechea formație de dansuri populare. M-am dus din casă în casă și în Aiton, unde am făcut câteva perechi de costume populare, chetare. În ceanul mic, într-un cămin care cădea pe noi și fără încălzire, într-o iarnă, am adus gordonașul de la Turda, i-am rugat frumos pe veterani să vină și acolo, în ceanul mic, am făcut câteva repetiții cu dumnealor și chiar i-am filmat și înregistrat la favorit. Totodată am adus și instructori care să vadă dansul popular, să-l poată pune în scenă. L-am găsit pe Lucian Bălean, un instructor de o valoare imensă, o valoare mare, valoare, deci un instructor care a reușit să pună în scenă jocul popular de la Ceanul Mic și aici aveți în față nu chiar veteranii, cum mai fost o generație înaintea lor, și un model pentru cei mici. Dragi copii, vedeți cum au jucat ăștia acolo, da? Da? Vreți să ajungeți și voi ca și ei? Da! Ne bucurăm și noi, vrem să ajungeți ca și ei, pentru că pentru asta investim și ne ocupăm de voi. La final, doresc tuturor un Crăciun fericit, un an nou mai bun și fericit, cu sănătate pentru fiecare dintre noi, să ne colindăm unul pe altul, Doamne ajută, moșul mai are de dat ceva daruri, o dat și aseară, mai are de dat ceva de daruri și în seara asta, și în liniște fiecare să mergem la casele noastre. Mulțumim tuturor pentru participare, pentru răbdare și pentru efortul pe care l-ați făcut în seara asta.